Avem și două meciuri solicitate de Federația Română de Fotbal, finalele Campionatului Național de Tinere, trebuie să fie la Târgu Jiu. La solicitarea Federației Române de Fotbal, în prima ședință de Consiliul Local, vom aproba parteneriatul. Mă rog, zona de conferință de presă. Parcarea cu aproape 300 de locuri. Se montează cele două rânduri de LED-uri acum. Mass Media. Aceasta e zona rezervată Mass Media. Nu știu unde, la ce alte facilități sportive mai există așa ceva. Cu acces direct în tribună. Ura, da. În sfârșit. Uite așa. Cu prize, cu tot ce trebuie. Sunt 50 de posturi. De jur de 50 de posturi pentru Mass Media. Zona este cea mai bună din stadion. Adică... acum la mergem ai zona de loge. Și se va face direct aici, fără legătură cu tribuna, fără legătură cu altcineva. Sistemul de monitorizare video se vede foarte clar, inclusiv pe goluri. Iar în stadion, cele 130 de camere monitorizează fiecare loc. Pe Lia Manoliu sunt 170, Lia Manoliu, Stadionul Național sunt 170. E de mult, foarte mare în comparație cu stadionul nostru. Noi avem 133. Se citește eticheta de pe boxe. Boxele ale sistemului audio, din zona opusă, faci zoom pe ea și citești eticheta. Deci, dacă cineva vrea să rupă, să strice și așa mai departe, dosar penal și recuperarea prejudiciului. Chiar și probe vor fi. Uite așa, așa arată astăzi, cu o zi înainte de primul meci, toaletă. Da? Senzori. Și aici e zona de cabine. Pentru spectatori, da? Pentru accesul în tribuna aceasta, în zona aceasta, pe ei se va intra, pentru nu știu ce sectoare sunt, dar scrie pe bilete, în orice caz. Zona de tribună VIP, mă rog. Asta, te repet, nu suntem... n-am vrut neapărat, dar astea sunt reguli. Haideți să... separat, vedeți, de spectatori. Spectatorii, acelea sunt zonele de acces pentru spectatori. Intrarea pentru VIP. Loja și așa mai departe. Aici e zona presei, de unde ne uitam adică. Da. Mă rog, să mai pune un cap, să mai pune un televizor, să mai aranjează.